Prea iubită adunare, frați și surori, simt că lucrarea care Domnul mi-a arătat-o, nu m-a arătat-o numai pentru mine, ci pentru că aveam vedere biserica toată Domnului din țară și de pe tot pământul. Să cotesc că mai întâi de toate trebuie să o spun în adunarea din care fac parte. Și Domnul să facă ca inimile să fie prelucrate de Duhul lui Dumnezeu, ca să înțelegem ce vrea Domnul pentru noi în vremea asta. Lucrarea care a fost dată, a fost dată printr-o vedenie de noapte. Pot să spun că o să cotez vedenie de noapte, deși dormeam, dar vorbeam, că soțul m-a auzit cum vorbeam și cum cântam în timpul când Domnul mi-a arătat lucrarea. Și de aceea vreau să spun că a fost o lucrare din partea Domnului. S-a arătat, frați și surori, așa ca și cum am fi în adunare. Și dintr-o dată au intrat niște oameni ai legii înăuntru. Și când au intrat înăuntru, au spus așa, am venit ca să aducem noile legi și nouă ordini cum să facă programul în biserici. Și numai cei care vor primi noile legi și care vor primi ordinile date mai are drept să funcționeze. Și restul nu va mai avea drept, cei care nu îi scălește că sunt de acord cu legea dată, nu mai au dreptul să se strângă nici doi cu doi. O trecut în fața poporului și a început pe articole să spună legile care s-au dat. Și a spus că nu mai este voie să mai fie atâtea denumiri de culte, pentru că toate susțin că este un singur Dumnezeu și dacă este un singur Dumnezeu, va exista și un singur cult. Și atunci a spus, nu-i mai voie în biserică să se facă programul fiecare cum vrea, baptiști într-un fel, pentecostali într-un fel, adventiști și fiecare trebuie să se supună la noile legi date de stat. Și când a început să citească, a spus așa, să vă face un program asemănător cu programele care sunt în bisericile ortodoxe, se va citi din Biblie, e voie să se cânte corul, e voie să cânte orchestrele, e voie să se facă rugăciuni foarte scurte, dar nu înflăcărate, nu e mai voie să se facă stăruinți, nu e mai voie vorbire în limbi, nu e mai voie descoperiri, nu e mai voie nimeni să tragă atenția la altul că nu merge bine sau că trebuie să vină în adunare îmbrăcat într-o formă sau mai există unele reguli, spus nu. Fiecare are libertatea de plină a cugetului să intre cum vrea acolo în biserică și nimeni n-are voie să tragă atenția la cei din jur cum să poarte. Și a spus așa, care nu respectă legile astea și se găsește că trece peste regulile. În tot cazul, erau mai multe articole și mai multe puncte puse, dar mă refer la principalele. Spus care vor fi prinși, că se strânge pe la case, că nu le va plăcea în biserica care e autorizată, nici doi cu doi n-au voie să se strângă. Care s-or strânge, vor fi întâi pedepsesc cu amenzi și pe urmă cu închisoare și chiar pedepse mai grele. S-a așteptat după ce s-a citit regulile, a întrebat dacă e acceptat legea care a adus-o și ordinele noi. Frați și surori, mulți au primit. Mulți au spus, da, dacă ni se dă voie să ne strângem, să cântăm, să ascultăm cuvântul, acceptăm. Și atunci au spus, care acceptă să treacă pe la ei, să se semneze în dosară care acceptă legea. Mulți au acceptat. Unii, așa am văzut cum vorbea între ei, zice, dar ce știu ei că noi ce avem în inimă? Noi îi scălim, doar nu vine ei să stea cu urechea la gura noastră ce zicem noi. Noi putem chiar să ne rugăm prin Duhul, putem chiar să... Nu trebuie să spunem noi la altul în adunare cum să îmbrace. Noi știm noi ce trebuie să facem.
Alți frați, când eu auzi vorbind așa, au spus, măi, fraților, băgați bine de seamă și surori, că nu e un lucru așa, chiar de apucat, pentru că tu trebuie să-i scălești că ești de părere cu legea nouă, cu ordinile date și asta înseamnă lepădare, nu că eu fac după ceea ce vreau eu, mă rog, în taină sau că nu știu nimic ce fac eu. Tu ai scălit cu mâna ta că ai primit noile ordine și te-ai lepădat de credința adevărată dată odată pentru totdeauna sfinților. Și atunci unii s-au ridicat în picioare și au spus, noi nu primim, noi ținem credința adevărată dată odată pentru totdeauna sfinților. Noi nu putem spune că nu există Duhul Sfânt sau că nu vorbește Duhul Sfânt sau că nu sunt lucrări. Noi fără stăruință sufletul nostru nu poate trăi. Și atunci au spus, bine, de astăzi înainte, voi care nu ați iscălit, n-aveți ce să mai căutați în bisericile astea, dar veți fi urmăriți și dacă veți fi prinși, veți fi aspru pedepsiți. În adevăr, parcă s-a continuat, așa s-a arătat cum mergea pe la casele credincioșilor care erau puse sub turmărire, dacă cine intră, cine iasă, dacă se strâng credincioșii și dacă se găsea două persoane străine în casă, erau amendați. Și atunci, după amenzi, au pornit cu închisori, după aceea de unii nu se mai știa și foarte greu a fost o vreme așa de prigoană pentru credincioși adevărat. În timp ce ăstea la alți, biserica funcționa, care era autorizată. Dar s-a arătat așa cum într-o zi au venit oamenii legii la credincioși pe acasă cu niște dosare așa în mână și au intrat înăuntru și au spus... Voi sunteți socotiți oamenii supuși periculoși pentru stat și voi de astăzi înainte, pentru că n-ați acceptat legile statului, voi de astăzi înainte veți fi, o spus, desproprietăriți de tot ce ați avut. Ai casă, nu mai este a ta. Până când va veni altul casă care are nevoie de ea, vei sta ca un chiriaș. Ai mașină, nu mai este a ta. Ai grădină, nu mai este a ta. Ai pământ, nu mai este al tău, ai animale, nu mai este ale tale, tu nu mai ai de astăzi nimic, nu mai ai nici servici, noi de oameni nesupuși statului, noi nu ținem în servici. Și să vedem cum vă descurcați voi, care Dumnezeu vă poartă de grijă că nu mai ai nimic, că voi nu mai aveți nimic de astăzi dacă nu vreți să vă supuneți statului. În adevăr, frați și surori, a fost o problemă grea. Când credincioșii s-au văzut că nu mai au nimic, am văzut așa în timpul ăsta pe unii care au început a plânge că era inima legată. Unii vorbeau între ei, m-am luptat toată viața, mi-am făcut două case, alții mi-am făcut două apartamente, mi-am cumpărat atâtea proprietăți și acum să nu mai am nimica. Dar în timpul ăla când unii plângea că și nu s-ar fi lepădat, și le era inima legată de lucruri. Și atunci a început a plânge unii, totuși așa ca Domnul să le dea putere să se poată dezlega. Și atunci a apărut așa o ființă îmbrăcată în alb și a strigat așa în milă cu credincioșul și a spus, de câte ori a strigat Duhul Sfânt? Nu vă legați inimile de lucrurile de pe pământ, nu vă faceți decât necesarul de ce aveți nevoie, pentru că voi nu sunteți de pe pământ, voi... Patria voastră, Iisus în ceruri. A venit vremea ca să vedeți că trebuie să vă deslipiți inima de tot și să vă legați tare de Domnul, pentru că focul care arde prigoana e întețită la maxim. Și atunci a mai durat puțin timp și nu m-am văzut cum au venit iar oamenii legii și au spus, au intrat prin casele credincioșilor care nu s-au lepădat. În timpul ăsta au fost mulți duși pedepsiți și mulți închiși, dar care au mai rămas, au spus, s-a dat un ordin pentru toți care nu au primit noile legi, s-au cotis periculoși ca cetățenii ai țării acestea, veți fi duși, veți fi izolați, scoși afară și duși undeva unde veți fi numai voi credincioșii. Pus să vă pregătiți pentru ziua de mâine, mâine dimineață, fiecare să aibă ca o plasă, atât ai îngăduit un bagaj mic cât ar fi o plasă, în care să vă luați un schimb de haine, hrană pentru o zi, apă pentru o zi și documentele, actele necesare, adică certificat, buletin.
Și-a spus, unde veți merge, n-aveți nevoie să luați nimic cu voi, că acolo totul e pregătit și acolo veți fi numai voi credincioși. Dacă așa vreți voi, să fiți acolo numai voi să vă desfășurați cum vreți credința. Credincioșii au simțit că asta nu era adevărat, numai așa, așa i-o dus cu vorba. Și când a fost a doua zi, au apărut autobuze, camioane și pe alții ducea la gare, băga în vagoane, toate cu geamurile astupate să nu vadă unde duce și o grămadă femei, bărbați, copii. Nu s-au mai ținut loc de să fie locuri sau să le dea condițiile. Ca pe animale i-au băgat înăuntru, cu geamurile astupate să nu vadă unde duce și i-au dus, după oarecare vreme, oarecare timp, s-a oprit mijloacele astea de transport și când s-au deschis ușile, s-au strigat, ieșiți afară ca să ajungi la locul destinat. Când au ieșit afară, dragi surori, nu era un loc populat, nu era casă, nu era pom, nu era, era o pustie. Nici verdeață nu se vedea, era numai stâlni, nisip, pământ ars așa. Credincioșii când au văzut că e pustietate, atunci și-au dat seama că prigoana o să fie foarte grea pentru ei în locul ăla unde nu era chip de trai, nu era nici măcar o verdeață sau să zice apă. Și atunci i-au lăsat acolo și au plecat, nu l-au lăsat ca să se mai poată întoarce înapoi, nu s-au lăsat nicio mașină la dispoziție, tot s-au luat ca credincioși să rămână singuri acolo. O trecut o zi, două, mamele avea grijă ca ce-o lua merind, de aceea de la copiii aia micuți, nimeni din aia mari n-au mâncat sau n-au băut. Dar au trecut câteva zile, s-au terminat puținul care l-au avut și copiii au început a plânge că le trebuie lapte, le trebuie apă, le trebuie mâncare. Și atunci, mai ales, mamele au început a plânge și s-au dus la slujitor, la frață care era socotis bătrânii poporului și slujbașii Domnului care ținea poporul așa într-o stare de trezire, îi înviora, îi mai îmbărbăta. Și-a spus, fraților, noi înțelegem, măi, ca oameni maturi, noi înțelegem, e vremea, trebuie să trecem prin asta, dar copiii, nu știu, copiii cer mâncare, ce să facem, ce să dăm la copii? Fraților, rugați pe Domnul să ne descopere ce putem să facem, mai murim de foame cu copii cu tot. Și atunci când toți au pus la rugăciune, că frate, ce putea ei să spună, că și ei era în acea situație, s-au pus toți la rugăciune, s-au făcut o rugăciune ferbinte înaintea lui Dumnezeu și cu lacrimi și atunci au apărut din nou solul Domnului și au strigat, nu te teme poporule, pentru că ai mărturie cum am hrănit poporul în pustie, sunt stare să vă hrănesc și pe voi, dar au venit vremea în care să trăiți prin credință, niciunul nu va muri de foame pentru că am pregătit hrana cerească cu care să vă hrănesc și să vă adăpt ca niciunul să nu mai simtă nici foame, nici sete și să simțiți că sunteți hrăniți de sus, dar e vremea să trăiți prin credință. Frații, numai aia făceau, se rugau, se scula, mai citeau un cuvânt, se îndemnau, Duhul Sfânt înviora, erau părtășii în continuu, că acolo nu aveai ce să faci altceva. Dar a venit o zi în care a venit iară vrășmașa aia a credincioșilor care i-a dus. Și au venit să vadă ce fac credincioși, au crezut acum, toți sunt morți acolo, de atâta vreme, fără mâncare, fără. Și când au mers acolo și au văzut că ei sunt viorați, că ei cântă, că ei se roagă, că copiii n-au murit, au gândit ce să facă să le strice bucuria și să-i întristeze mai mult ca să-i ducă la descurajare. O lua copiii de la mame și o despărțit și o dus în altă parte ca să mamele să fie amărite în sufletul lor, că copiii nu mai sunt cu ei. O lua soțiile, pe soțiile lor sunt o parte, pe bărbații lor, eu am amestecat că era distanță mare, că din toate țările s-au dus credincioși acolo și era așa, eu am amestecat să nu se mai poate ajunge unul la altul, să nu mai știe care unde. Și pe unii știam că și de acolo s-o cotit, pe care s-o cotit ei că sunt periculoși. Eu lua și eu nu zicea că la duce la închisoare, dar ăștia niciodată nu s-o mai întors. Credincioșii știau că de acolo nici o izbăvire nu mai este pentru ei,
Fiecare știa că de acolo numai venirea Domnului Iisus îi mai scapă și răpirea bisericii, când Domnul va răpi biserica. Și tot timpul se striga la Domnul să grăbească venirea, să grăbească ziua răpirii. Și cum stătea credincioșii pe genunchi și ne rugam acolo, dintr-o dată în rugăciunea aceea fierbinte, așa, după un timp, nu pot să spun cât o dura timpul ăla, cum se ruga credincioșii așa fierbinte, s-a auzit dintr-o dată așa ca și un tunet puternic și în tunetul ăla un sunet ca de trâmbiță. Dar așa de puternic a fost tunetul ăla cu sunetul de trâmbiță, că pustia aceea s-a clătinat toată așa, parcă ar fi fost o explozie. Credincioșii, cum ei au fost în momentul de rugăciune, când, măi, ce s-o auze, fiecare, ce s-o auze, ce e tunet, e explozie, ce e? Că și o lumină așa puternică s-a făcut. Și unii zicea, măi, da, dacă acum vrea ca să ne opus ceva să explodeze, ca să ne omoare aici. Și ne-au făcut așa ca un trucaș, ca să credem că sună trâmbița lui Dumnezeu și acum ne omoară aici. Și pe când credincioșii stăteau așa atenți că ce se întâmplă acum când se oprește ca și cu tremurul ăla așa și când înceată tunetul ăla, ce se întâmplă? A apărut din nou sola Domnului și a strigat, bucură-te poporule, veselește-te, a venit clipa răpirii, a venit vremea când apare mirele ieșit în întâmpinare, când a strigat ieșit în întâmpinare că apare mirele. Unii au început să întrebe, dar acum nu-i mai nevoie să luăm nimic cu noi, nu mai trebuie să luăm nimic să ducem cu noi. O spun nimic, tot ce-i vechi s-o dus, nu mai există nimic, toate lucrurile sunt noi, Hristos și-a luat împărăția. Satan e legat pe pământ, domnește domnia de 1000 de ani. Acum a venit vremea când biserica e răpită la cer. Și atunci a apărut un nor așa de la înălțime și norul ăla s-a lăsat deasupra cu unde era credincioșii și o plutit deasupra credincioșilor și credincioșii s-au înălțat în norul ăla. Da, frați și surori, așa se vedea în văzduc ca și cum ar fi fulgi iarna când ninge așa mare de pluteau. Nu mai simțeai în puterea aceea, ca să zic, greutatea trupului, parcă ca și o pană, așa se plutea prin aer, numai dacă făceai cu mâna așa în partea aceea te ducea Duhul, da? Sau așa, numai dacă făceau așa un semn în partea aceea te ducea. Dar asta a fost o vreme așa îngăduită numai până când s-a făcut transformarea, răpirea, când a plutit tot credincioșii acolo văzduh. Dar de sus se vedea că a apărut Domnul și venea îmbrăcat în haina albă strălucitoare spre credincioși și când a ajuns deasupra credincioșului era înălțat acolo norul alb. Din Domnul a venit o putere așa de mare ca un magnet, ca un sorb. Dintr-o dată pe toți credincioșii i-au răpit așa și s-au încolonat după Domnul și o pleca cu Domnul așa și a spus solul Domnului că tot timpul vorbea și spunea, deci acum, zice, biserica cu Domnul îi răpită și va zbura pe muntele Sionului, unde se va ține munta mielului. Acolo unde s-a dus, unde era muntele Sionului, nu pot să spun, frate și surori, că era pe pământ pentru că n-am văzut pământ. Cum ai zice că vezi capătul orizontului așa când vezi departe, nu vedeam decât așa ca un munte mare înconjurat în oral și pe muntele ăla acolo o coborât Domnul cu biserica. Și atunci solul Domnului i-a spus, veniți să vedeți ce s-o pregăti pentru nunta mielului, cum s-o pregăti masa, cum a pregătit tatăl ziua de mare sărbătoare anunțul fiului său. Frați și surori, pe mijloc era o masă mare, o față de masă albă și cu fir auriu pe margine așa. Pe masă era tot din ce se servea, era din aur, din argint și din creștar. Era ceva ce nu pot să spun, ce fructe, ce era pe masă, ce n-am văzut, nu sunt cuvinte că pe pământ nu este așa ceva. Și atunci o spus, aici ai masa unde va sta mirele cu mireasa. Dar după masa asta era așa mare ovală, după masa asta mai era un șir de măs, așa care înconjura prima masă. Și zice, asta e masa unde stă prietenii mirelui și a mirese.
Ei era la două masă care înconjura masa Mirelui și a Mirese. După asta mai era încă un șir de masă, mai era a treia masă, șir care înconjura, și au spus, asta e masa pentru cei chemați la nunta Mielului. Dar să strigă, ferice și de cei chemați la nunta Mielului, că vor avea parte și ei să se bucure, că vor vedea nunt și vor participa la nunta Mielului. Da, frați și surori, așa de mare era dorința acolo, ca să fii la masă cu Domnul, să fii mireasă, cum dorim acum să fim răpiți, așa doream acolo să nu fii la masă la cei chemați, la nunta Mielului, că ea numai de la distanță privea nunta Mielului. Și atunci șasolul Domnului a spus, veniți să vedeți ce-a pregătit Tatăl deosebit pentru ziua nunții Fiului Său. Deasupra mieselor ăsta era așa ca o cupolă, dar n-avea tavan, cum să spun, parcă era numai mărginile așa. Și sus era în loc că strălucea chipul Tatălui, așa cum să privea Tatăl din cerul n-a privea acolo și strălucea puternic în fața lui, deasupra miese Mirelui și a Mirese. Și pe marginea, la cupola asta, era un fel de șireaguri, șiruri, sau cum să spun, ca și cum ar fi tălamitele de la peșteri, cum să spun așa, țurțuri, din tot felul de pietri scumpe și diamante, că ni se spunea că din topaz, că ne-a spus că din... și care în fiecare, așa cum se mișca puțin, așa, lumina reflecta tot altfel de lumină, în toate culorile, de frumusețe deosebită. Și pe fiecare biluță aia cum era așa, în ea era așa ca și cum ar fi ecranul pe care e scris electronic, cum sunt astăzi pe pământ, ele când se aprindea pe ele, era scris pe fiecare ce să se strige în cinstea Mielului, pentru sărbătoarea nunții Mielului. Și era, apărea scris, și poporul nu mai trebuia să strige, și apărea scris, Hristos și-a răpit biserica, mireasa e răpită de pe pământ din necazul cel mare, nunta Mielului a început, Satana e legat pentru 1000 de ani, Hristos și-a luat împărăția, și multe cuvinte care niciodată pe pământ nu le-am auzit și nici nu se pot spune. Cum striga că bucură-te pământule, că Satana lega, bucură-te cerurile prea înalte, bucurați voștri ale cerului, că a venit vremea și a început nunta Mielului și Hristos și-a luat împărăția. Și lucruri de slavă care nu poți cu cuvintele omenii să le spui. Și atunci au spus, asta au pregătit Tatăl pentru ziua nunțelui. Dar și o putere și o slavă era când o strălucit așa puternic fața Tatălui, toată mireasă, poporul de acolo mireasă, a început să cânte. Și cântau o cântare. Și cântarea era cântarea cum a fost răpită biserica și cum acum începe nunta Mielului. Și prin mila lui Dumnezeu, când a spus cântați, că acum începe nunta Mielului, prin mila lui Dumnezeu, când prima dată s-a cântat în limbă cerească, pe urmă fiecare în limba lui maternă, eu m-am trezit că cântam în limba română, limba mea maternă, și soțul a auzit când cântam, dar nu m-a mișcat până când s-a terminat cântarea. Și atunci m-a trezit și a spus, spune, ce ți-a arătat Domnul? Vreau să spun, frați și surori, că eu m-am sculat repede și am scris cântarea. Domnul a făcut ca cuvintele să-mi rămână. Melodia, pentru că n-am avut un casetofon atunci la mine să înregistrez. Melodia, nu știu cum să spun, adică nu poate pe pământ să ai melodia cea cerească, în cer, toate lucrurile perfecționate, cum zice, că și vederea și tot, de 7 ori mai ești mai înțelept, mai iluminat, mai și cântarea acolo are altul sunet, altă melodie. Eu vreau să spun cum a fost cântarea, deși poate cântat, eu nu, și așa n-am glas,
când mă verset 2 și pe urmă citesc. Se aude o strigare, trâmbița răsună tare, ieșiți în întâmpinare, iată că Iisus apare. Ieșiți în întâmpinare, iată că Iisus apare. O popor de pe pământ, sigilat cu Duhul Sfânt, care mai chema plângând, vino Doamne mai curând. Care mai chema plângând, vino Doamne mai curând. Voi care ați vegheat într-una și-ați purtat pe umeri crucea, prin prigoane și prin foc, care m-ați așteptat cu dor. Prin prigoane și prin foc, care m-ați așteptat cu dor. Tot ce vechi acum s-a dus, suferința a apus, totu-i nou și minunat, căci Iisus e împărat. Totu-i nou și minunat, căci Iisus e împărat. Și-a răpit biserica și va începe nunta, cântați toți de bucurie, s-a sfârșit orice urgie. Cântați toți de bucurie, s-a sfârșit orice urgie. Mirea sa de pe pământ e răpită în cerul sfânt, muntele Sionului va fi casa Domnului. Muntele Sionului este casa Domnului. Că Satan este legat, căci Iisus e împărat, și mireasa lui iubită sus la cer a fost răpită. Și mireasa lui iubită sus la cer este răpită. Strigați toți de bucurie, s-a sfârșit orice urgie. Iisus este împărat, Domnii domnii e de har. Iisus este împărat, Domnii domnii e de har. Dați-i cinste, dați-i slavă, și-a luat a lui mireasă. Strigați toți de bucurie în a lui împărăție. Strigați toți de bucurie în a lui împărăție. Îmbrăcați în sărbătoare, lăudați-l fiecare, că și-a răpit biserica și a început nunta. Bucurie fără apus, că Domn și Rege Iisus, mireasa lui iubită sus la cer este răpită, slavă Domnului! Frați și surori, să ne ajute Domnul să prețuim clipele de pregătire, că astăzi stăm în adunare și poate cu mădustrață, poate somnul, poate neputința, poate ne gândim la lucrurile de afară, dar să ne pregătim, că nu-i mult. Și dacă o viață întreagă am dorit mântuirea, să ne ajute Domnul să ajungem la ce am dorit, cum a zis Apostolul Pavel, dă-i cu putință să ajung la prima înviere. Asta ne dorim, să ajungem și noi la prima înviere, la răpire, slavă Domnului!